Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou match de ranked pe League of Legends, în top, deși am vrut să joc mid lane cu Veigar, dar m-a pus în top, așa că am zis să joc cu Illaoi din nou, sau Illaoi, cum vreți voi să-i ziceți. Ar fi fain să-mi pice pe asta un skin. Probabil că în weekendul ăsta o să fac un case opening, un chest opening pe League of Legends, dar nu-i garantat. Vineri seara o să primesc, practic, cutia. Bine, în teorie o primesc. Trebuie să joc un match în care să fac un S-. Da, o să joc vineri seara și sâmbătă dimineața și sper să reușesc să fac un chest opening pe duminică, dacă nu pe sâmbătă. Da, nu. No. Cel mai târziu pe săptămâna viitoare o să fie un chest opening pe League of Legends cu 7 cutii. Contra la Riven top. O să fie destul de dificil. Adrian, Riven, call me maybe. What the fuck? Bă, mai e o echipă destul de ok. Gragas, junglă. Ăsta e foarte tank, bravo, e super ca lumea ca și suport. Cred că e unul dintre cei mai ok suporți în momentul de față. Chiar și Leona e super tare. Bine, din suporții care stank cât de cât. Fac invade ăștia. Nu, mă, de ce te faci? Nu, e mort ăsta. O să-și dea flash-ul după el. Nu-l lasă să scape. Sau? Lasă să scape? Not even... Dați-l! What the fuck? Ce flash bun și-o dat. Și ăsta e cu skin. Chiar toată lumea și-a luat skin pe Riven acum. E fain skin-ul, dar păi... Deja e prea comun. Cred că îmi place mai mult skin-ul care o să fie arcade. De fapt, e arcade deja. Pe Riven. Asta e fain ca și animații, ca sunt foarte faine nuanțele alea de albastru. Hai aici. Ia să ai, bam, bastârcă. Trebuie să fiu mega atent la River. În cazul în care vine junglerul lor, nici nu am uitat să văd ce junglă au. Vedeți nuanțele alea de albastru, mi se par super faine. Mamă, ce frumos i-am dat. Perfect! Eu da buster ca de aici. Cum să nu-ți placă Illaoi? Deci pe bune. Practic am omorât-o cu buster ca aia de la distanță. Și eram tentat să dau flash după aia și chestii. Când Buster că aș face treaba. Super tare. Cu siguranță ăsta e main-ul meu pe top. Vă garantez, de pe acum nu o să joc altceva în top. Și nu 100% sigur, dar cine mi-a sugerat Illaoi, îi mulțumesc. Și Darius Ghiuș, mersi pentru că mi-ai zis să maxez Q-ul și să... What the fuck? Și să joc cu ea cu Black River-ul. E mult mai ok. Oricum, campionul chiar îmi place foarte mult ca stil de joc. Nu-mi plac genul ăsta de campion care sunt super bine în early game și după aia în late game nu mai sunt foarte ca lumea. Ăsta e demențial și în late game. Și în early game nu trebuie să te chinui foarte, dar adică ideea e să stai să farmezi liniștit. Să
stau, are să-mi fac și... Nu, că mai stau un pic să-mi fac și cizmă. Dacă tot merge treaba bine. 24 versus 24. Suntem egal momentan la farm. De ce mă tot atacă? Nu înțeleg. To live is to fight. Bun. Mai trebuie încă 100 gold, nu? 1100 e ăla sau să le iau ăsta? Nu știu. Dar mai stau momentan pe lei. Am și flash-ul în caz că se întâmplă ceva nașpa. Îl dau și plec. 31, 29 farm eu. Din câte văd, singura problemă care ar fi în early game e că îți consumă mana la greu, gen... Vedeți, tot cu mana pe 0, în mare parte. Și uite așa, ai belit-o. Hai mă, serios. Nu mă așteptam să scape acolo. Dar s-a întâmplat. Foarte fain asta cu bastercile alea care dau de la distanță. Adică, de la distanță. Fără să le ordon eu să fac asta. Bravo, mă. Toată lumea își face treaba aici, nu? Și acum mă duc bază. Pentru că... Să-i dau bait. Hai bă, gras odată! Mă bazez pe prost că e acolo. Deci știam, îmi dădeam flash-ul, băgam și piciorul. Am stat ca un boss, mai... Niciodată nu vă bazați pe coechipieri. Și nu am omorât-o nici asta. De ce nu m-am dus baza? Deci, pe bun, m-am bazat pe ăsta, cu Gragas. Mai bine îmi dădeam flash-ul, mă căram și aia era. Am zis, bă, stau, frate, nu, e Gragas acolo. Nu stă de prost în zona asta, nu? Adică, stă pentru că are un plan. Planul era să stea acolo, să se uite la mine, cum iau bătaie. Foarte bun plan. Mersi, Gragas. Și uite, așa a revenit Riven în match, cu far mai mult decât mie și un kill. Ne dă te dracu. Am luat ultima ta acolo un pic aiurea. Nu, ce să-și faci. Oricum, 1 la 1, dacă era undeva în zona asta sau ceva, să nu poate să meargă la turet, o bat. Trebuie oricum să fiu ceva mai atent. Are far mai bun ca mine. Asta nu-mi place. Serios? Nu-și dă seama că nu poate să facă trade cu mine momentan. Să fiu numai atent la river, să nu vină la cu jungla vieță. Oh, horsey. Ăla și vine rapid. Nu stă foarte mult pe gânduri. We never stop. Am văzut că vine ăla.
Sau era? Da, uite-l. Mamă, dacă aș avea ultima ta, ce m-aș bate cu amândoi? Mor, dracu. Bun, ăla a plecat, asta e moartă. M-am bine și tu. Puteam să-i bat pe amândoi, dacă reușeam acolo un juc, flash-ul. Mega, mega șmecheră, Laui. I like this, și eu. Să-mi țin teleportul să merg în bot la un gang ceva. Cred că a plecat asta în bot. Nu 100% sigur, nu a plecat bun. În cazul ăsta nu merg nicio, că-mi pierd tureta. Double kill ăla, super fain. A, da, și dacă o să câștig match-ul ăsta, intru în gold 4 din nou. Aici, apă. Deci ar fi indicat să câștig match-ul ăsta, dacă vreau să intru în gold 4 direct. Să nu mai knip încă un match. Ilaui! Și asta are skin fine. Cât de tare ar fi să-mi pice ori Battle Boss Veigar sau ceva în genul, ori skin la asta. Your team has destroyed a turret. Shutdown, păcat. Nebunul. Căută dracu. Eu dau bastărca, frate. Nici măcar nu trebuie să dau eu după ea, că dau bastărcile astea, automat. Direct în față eu dat-o. Cât de tare e campionul ăsta. Deci pe bune. Super fain. Îmi place aproape la fel de mult ca și Veigar și Vayne. E, asta având în vedere că am jucat vreo 4 meciuri cu ea până acum. Gen meciuri în care să încerc să joc să chestii, nu meciurile care au fost chiar când am cumpărat campionul. În total am probabil vreo 10 meciuri, 15. Habar n-am. Da, e demențial de ca lumea. Opa, lipsește și Mido. Nu mă pun ward-ul, de fapt mă duc bază. Merg să-mi fac item, o să văd de fapt ce item. Termin acum ăsta și o să încep, cred, la Sterax. Sau să-mi fac Hydra odată. Fac de data asta Hydra să văd numai cum merge. N-am făcut niciodată Hydra pe... pe Ilaui, așa că cer de data asta să văd exact în ce direcție o să meargă match-ul, dacă fac așa. Și aș putea să-mi dau teleport acum, da? Face asta defend. Nu uitați să vă hidratați, foarte important. Eu beau vreo 3 litri de apă pe zi. Poate chiar 4. Nu am sfaturi bune, vă dau aici să-mi bag piciorul. A good fight.
bat, aia îmi bat, de rup. Nu știu unde e Riven, dar sincer nu-mi pasă, adică îi sparg tureta. 106 farmare, 110 farm, foarte bine farmat. Ia hai. What? What the fuck? Puteam să jur că am dat eu în ea. Să zicem că nu a fost cum am crezut eu. Du-te, lasă-mi tentacul că te sparg. Plecat? Lasă tureta? Serios? Bine, gigele. What the fuck, adică turetă gratis. Accept. Facă nigăia eu. Bouchon les zones sau ceva în gen, au zis. Nu știu ce înseamnă. Sună dubios. Un ward? Nu mai are rost. Că au murit toți. Nu mă așteptam să îi spargă atât de rapid. Riven o să vină în top. Cel mai probabil. Normal. Al dracu din nenorocită. Doamne, cum îi dau! Doamne, cum îi dau! Bă, serios, voi vedeți? Deci campionul ăsta e fucking OP. Deci nu e echilibrat deloc. Ai, dacă își dă ea flash-ul, ce surprize îi făceam. Nu, mă. Oh, mai așa aici o turetă. My friend. No problem, my friend. Demolăm, my friend. We destroy. Yes. Blue buff, vreau. Horsey. Horsey. Nu fugi, Horsey, firar al dracului din el. De ce ai fugi, Horsey? Horsey, you jag, motherfucker. Mă duc bază, de fapt stai să văd cât îmi trebuie pentru aia. Uuu, 3150, my friend. Chicken dance. Mai trebuie gold. Opa. GG ca aici. Ia să o așteptăm la boschet. Nu vrei să vii? Nu mai vine, dai pace. Sau? Nu că aștept, poate face greșeala să vină așa gen. Hihi, boschet. Tentacul, hai să dăm. Te rog, hai. What the fuck? De unde eu știu? Te rog, 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 mersi, mersi, mersi. N-am mai scăpat. Ah, de ce? N-am avut mana să mă bat acolo ca lumea, bă. Bă, cum dă? Ce are frate pe ea? Fucking Riven de casă, ești nebun cum dă? Am greșit și eu acolo, că n-am avut mana și n-am fost foarte atent la chestia asta. Dar e ok, bă. Bun, perfect. Am noroc și cu echipa, recunosc. Adică, vedeți și voi. 7-1, 2-1, până și suportul joacă bine, ești nebun, toată lumea are scor pozitiv. Everyone has a plan until it's punched in the face, sau ceva în genul zis. Sau until they get punched in the face. Foarte faină replica asta. În traducere ar fi, toată lumea are un plan până își ia un pumn în față. Și chestia asta au zis-o ceva boxer. Sau boxer. Cum o fi corect. Știu sigur. Cred că Mike Tyson a zis chestia asta. Și dacă nu a zis-o el, trist. Dar știu că o zis-o un boxer.
la un moment dat. Bine, nu știu dacă e gen zisă de Sotim Muhammad, dar oare? Oricum, cineva din box a zis chestia asta, acum nu știu dacă e tocmai, nu știu, marca înregistrată, vorbă zisă la pleznia, la habar n-am. Dar eu așa țin minte că ori Muhammad Ali, ori Mike Tyson a zis chestia asta. Toată lumea are un plan până își iau un pumn în față. Ceea ce e super tare dacă a făcut. Chiar o să caut după meciul ăsta, vreau să mă uit neapărat să văd cine a zis chestia asta. Da, meci lejiriană. Fai, n-am apucat să-mi dau nici ultimată, frate, ești nebun. Puteam să-i bat pe amândoi aia, până o veni și Horsi, da. Dacă apucam să dau ultimata. Ce drept am forțat-o și acolo un pic. Cu pușul ăla. Sper să apuc numai să-mi dau teleportul pe turetă. Dacă face victoraș, defend ca lumea și-și dă acum ultimată. Și-și dă acum ultimată. Ce face asta și nu stai la turetă? Nu, n-am prins ideea. Ajung, frățiver, ajung. N-ajung, frățiver. Hai, GG-le, să ne batem. De ce nu vin să ne vă bate și cu mine numai cât e 5-6? Merg spre gras. Dacă ajung acolo, fac triple kill. Nu? Nu! Merg toți în toate direcțiile, de ce nu ne batem toți în același loc, băga mea, aș... De la 3 cu 1 la 3 cu 4. Focus foarte prost. Și căștile astea pasă capul, băga mea, și piciorul în ele. Prostia asta, headband-ul ăsta subțire, e dezastru. Foarte prost cu început. Asta e singurul minus al creștilor. Și poate microfonul care nu-i se traduce deloc. Și tocmai acum se întâmplă chestii nașpa. Când ar trebui să câștig meciul ăsta ca să intru în Gold 4. Ia bastârcă, my friend. Cine ar trebui să facem noi o Riven 7 cu 5, frate. După ce am bătut-o în top lane. Foarte interesant. Aici ești. Damage dau, dacă ar veni și ăștia, i-am bate lejereanu. Nu știu, de ce fac oamenii chestii de gen, adică... Ultimat, dacă ultimat o dată păsărul pis de 5 ani.
nu-i înțeleg pe oamenii ăștia. Când văd clar că n-avem cum să facem baronul. Cum să faci baronul dacă ăia sunt încă în viață toți? Și dau, frate, deși ăștia dau, ați văzut că ne-au rupt acolo. Și-mi trebuie neapărat să-mi fac iteme defensive, că altfel n-am nicio șansă. Nimic altceva n-era de făcut, numai... What the fuck? Să așteptăm, frate, să murăm pe unul sau doi și după aia să începem să dăm în baron. Ei se bat cu baron între timp acolo, când eu cu Brown. Ce căcat a fost aia, frățioar? Ia să ai. No, cam asta trebuia să facem, opa! Opa! Din părți, dar mai luat-o pe Tristan acolo, între timp. În încercarea aia face ceva. cu 5 după ce am distrus-o în top. Ca să vedeți și voi. Ce face echipa în momentul de față? Care îmi dă mai multă armură? 60, 50 și 500 HP și mai îmi dă asta. Ah, cred că e mai bun asta. Nu înțeleg ce face echipa în momentul de ce nu. Bine, și aici a fost greșeala lui Lucian, zic eu, adică nu mai trebuia să ne batem sub turete după ce am omorât-o pe Morgana. Măcar am luat-o și pe Tristan acolo, deci două kill-uri. S-a dus Drake-ul. Ocean Drake sau ce-a fost? Nu, ăla Cloud. Sau Paul, nu știu, și Draco. Un Drake. Dracu, dă ceva damage, streanța. Măcar i-am băgat ceva damage la asta. Aia e cu Morgana în bot, ar trebui să mergem să omorâm pe Morgana sau ceva. Nici eu nu știu ce fac ăștia. Nu ai cum, frate, că își dă back-ul. Evident. Holy fuck, îmi dă. Dar și eu dau, fratele meu. Uite cât am rezistat. Ce să faci, frate? Uitați-vă și... E demențial campionul ăsta. Nu știu dacă ați observat cât am rezistat în teamfight-ul ăsta și eram la un scuipat H pe distanță să mor de fiecare dată. E prea tare campionul. Am ce să zic. Problema e că nu mă pot băga acum. Ia, hai aici. Aced. Dacă apuc să-mi dau buddy aici, e bine. Mamă, cum îi crește HP, what the fuck? 1700, că stau în bază până îmi fac itemul ăsta. Bun. Deci ideea e că dacă apuc să dau ultimata, dau un teamfight, te rup. Plus că rezist extrem.
Mai ales acum că am și itemul ăsta. Vă scrie cât tank. O, oh, aici ai și firar al dracului din nenorocită. Doi nenorociți. Și horsey. Aha. Vor să ne facă manevră. Bug sound. Cum te simți acum, Morgana? După ce mi-ai dat. Gata, e șmecherea pe ei. Nu înțeleg de ce nu a reacționat echipa tocmai în faza aia. De ce nu reacționați când intru și dau 6 miliarde de damage? Plus Morgana în low. Și uite că fac focus pe Riven care are GA. Dă-i, fraiere, că o poți face. Bravo. Uite, frate, câtă zi la oia. Da, auto-atacul, nu? Cine dă foarte mult damage de la ei? Așa asta dă o grămadă. Dar Riven e problema principală. Deci cred că ar fi mai ok să-mi fac armură în continuare. Deși nu prea am... Hai că-mi fac ăsta spirit vizajul, nu de alta, dar vreau să... Să se... Nu se steacchează, cum îi zice. Să-mi dea mai mult damage. Nu damage, regen ultima tapana aia. Ați prins voi ideea. Spirit vizaj, chestii, heal. Șapte, șapte, șase. Îl ajut pe ăsta cu red buff-a. Și trebuie să mai las și eu aici încă un ward. În cazul în care, de fapt, oricum ăsta dispare deja. Riven e campionul pe care trebuie să-l distrugem rapid. Dacă îi să intrăm așa la maxim în ei. Dacă o distrugem pe Riven sau... Pe o... mamă ce bastări că și-o luat acolo. Ori Riven, ori... Tristana. N-am reușit. Nu-i bine ce ai făcut, nu-i bine ce ai făcut. Uite-o pe Riven. Îi facem un pins. Dă-i, frate. Uită, bă. Toată lumea dă-n cal. Termin acum? Să mor tu. E gata meci. Ce penal după ce am dominat atâta. Și nu intru un gol 4 încă. Ce jec de meci. Fac focus pe Tristana, fac focus pe Oriana, fac focus pe Riven, îi dau un cal. League of Legends. Da, cam atât și cu meciul ăsta super de ranked. Dacă nu-l câștigă următorul, practic nu o să intru în Gold 4, nu că ar fi o mare tragedie. Cu ei pasă oricum pic din Gold 4 înapoi în Gold 5, dar în fine. Nu uitați, dacă vreți să susțineți canalul, dați un share, un like. Până data viitoare,
Salutare!